o legendă a fotbalului românesc este nevoită să se stecoare cu ochii umeziți de resentimente profunde printre ruinele unui templu uitat într-o decădere totală. Fostul municipal a fost templul fotbalului mureșean, iar Florea Ispir, alături de Beloni sau Hoinol, s-au numărat printre idolii în fața cărora un județ întreg își aducea ofrandele. Farmecul acelor vremuri se regăsește într-o stare intactă în sufletul acelui zeu al apărării ASA, fostul mare libero, Florea Ispir. În realitatea care ucide speranța, zeii și templele se pot transforma peste ani în ghene împânzite de gunoi și uitare. Priviți-l pe omul aflat pe locul 2 în topul celor mai multe partide din istoria primei scene fotbalistice din România, cum calcă pe fânul și rămășițele boschetarilor care băltesc pe culoarul vestiarului de altă dată, când vuietul tribunei și gloria sportivă se transformă în iadul de pe pământ. Aici este vestiarul echipei de aur, cum mi s-a spus, echipei care a obținut cele mai frumoase rezultate din fotbalul Târgu Mureșean. Aici ne-am desfășurat activitatea mulți ani de zile. Eu am stat aici cam 18 ani de zile în acel vestiar. Avea fiecare jucător un fotoliu aici, era un fotoliu. Aici era un numere fiecare, uitați, haina l-a rămas. Acolo este sus, aici era locul lui. Aici, din păcate, la Luții Beloni a dispărut și Dulopiorul, unde își avea ghete, unde își avea crampoanele. Aici este, în colțul acesta, este locul unde m-am dezbrăcat ani întregi, unde am trăit multe bucurii și satisfacții. Aici era... Aici, primul din bat, aici era locul. Din păcate au dispărut și fotoriile, au dispărut totul. La Târgu Mureș, trecutul unei echipe de vis a fost acoperit de mizerie, la propriu. Sanctuarul unei trupe adulată de un județ întreg și admirată de o țară întreagă e acum populat de boschetari și o degradare malignă. Memoria colectivă e uitucă rău. Într-un peisaj în care și câinii vagabonzi se apleacă rușinați, brațele vânjoasele durerii ne-au cuprins cu sânge rece. Ne-au copleșit emoțiile în fața unor evidențe care reflectă micimea vieții. Starea stadionului municipal din Târgu Mureș, spațiul unde s-a înălțat și a zburat spre culmile gloriei legendara ASA, a devenit unul dintre cele mai insalubre locuri din oraș. Pare greu de crezut, dar singurul răspuns care pot să ți-l ofer în fața cruzimii unor astfel de imagini sunt lacrimile care ne-au agăsat pe tot parcursul aventurii noastre. Pentru că cine calcă astăzi pe fosta arena a marii ASA Târgu Mureș, îl apucă plânsul. Aici aveam masa era masa de masaj, plus o măsuță cu șahul care îl jucau băieții, veneam cu o oră și jumătate înainte de antrenament ca să prindem loc la masă, ca să jucăm o partidă de șah între noi. Erau mai mulți, cu grinații mai spre lucru, era Noții Bărâni, era și Grigore, Paloma, era Puslaru, Dumnezeu să-l ierte, jucător foarte bun. Deci aici era masa de masaj și plus măsuța unde aveam tabla de șah. Aici erau dușurile, bazinul pentru recuperare. Acesta era bazinul pentru recuperare, din păcate ales praful de el, dușurile. Aici este în această încăpere, aici era sauna, acesta era vestiarul în care, cum v-am spus, am obținut rezultatele cu care i-am bucurat pe toți susținătorii, pe toți oamenii iubitori din Târgu Mureș și din împrejurii, pentru că veneau și de la Reghiș, de la Târnăveni, de la Luduș, de la Iernut, din satele învecinate. Stadionul era arhiplin de fiecare dată. Luții Beloni, un etalon de profesionalism în fotbalul românesc, s-a impus ca lider în orice vestiar a călcat, de la Târgu Mureș la Steaua 86 până în cabina națională României. De exemplu, era Luții care avea ciorapul acela alb cu care îl luam pe sub genunchi pentru că sau un Jean-Pierre în care își scotea și avea nu știu câte 50 sau 100 de crampoane.
depindea cum era terenul afară sau asta. Și începea fiecare să-și facă ghetele, deci să-și aranjeze prima dată. Mergeam, ieșeam afară, vedeam terenul, dacă a plouat, dacă nu a plouat, dacă era uscat, cam ce s-a potrivit. Leții era maniac în privirea asta, ca să zic așa. Vestiarul, loc sfânt în limbaj fotbalistic, a fost profanat într-un mod grobian de ignoranța autorităților. Chiar și așa, amintirile renasc în memoria lui Florea Ispir, o legendă vie care ne-a însoțit pe locul stadionului de altă dată. De exemplu, eu aveam superstiția că totdeauna îmi puneam ciorapul sau jampierul la piciorul stâng, îl puneam pe dos. Un singur om a îngrijit fostul gazon de pe municipal cu pasiunea unei vieți. Îngrijitorul Piștea Baci a fost suficient pentru ca mureșenii să aibă parte de o masă de biliar pe post de teren de joc. Tina și pământul toți de pe fostul dreptung verde ne-au împiedicat să le invităm pe Florea Ispir din nou pe gazonul ce a fost odată. Aveam unul din cele mai bune, cel mai bun gazon din țară, teren cu cel mai bun gazon. Rezista foarte bine la ploaie, la orice, se prezenta în condiții excelente. Mijlocul anilor 70 a fost cel mai poleit din istoria lui ASEA Târgu Mureș. În centrul acelei perioade stă ediția 1974-1975, când echipa termina campionatul pe poziția secundă la doar 3 puncte distanță de campioana de atunci, Dinamo București, și se oprea în semifinalele cupei. Dacă am fi crezut poate și mai mult în noi, poate puteam fi chiar campioni în acela. Din păcate n-am reușit și poate atunci ne-am mulțumit, am crezut că ăsta e maximum pe care putem atinge echipa. Și toată lumea a fost mulțumită, inclusiv conducerea tehnică, inclusiv conducerea orașului. Dar acum, după atâția ani, cred că meritam să, după rezultatele, după echipa care am avut-o, după valoarea lotului, meritam să fi spart pragul să fim și noi odată campioni ai României, pentru că este rezultatul acesta, adică este ceva care a rămas în istorie, dar dacă am fi fost campioni, eu zic că ar fi fost visul acela, ar fi fost complet. Frumoasă echipa la Seaului. Dinamo Dresda a fost o nucă prea tare pentru mureșenii care scoteau pentru prima dată capul în Europa fotbalului mare. Din păcate am întâlnit o echipă, Dinamo Dresda, care pe vremea aceea a terminat, s-a dus până în semifinalele cupei UEFA, se pare o echipă din Anglia, a eliminat-o. Deci o echipă în care 8 sau 9 inși făceau parte din componenții echipei, făceau parte din lotul echipei RDG-ului, echipa națională a RDG-ului. Deci o echipă extraordinar de puternică, cu un joc foarte bine organizat, nemțesc. Nemții au înregistrat 3 partide ale ASEA-ului, o metodă nemai văzută în fotbalul nostru de atunci. De cealaltă parte, tehnicianul românilor, Tiberiu Bone, s-a prezentat la o singură partidă de campionat a germanilor din Dresda, înarmat cu un pix și un carnețel. Din păcate, atunci Timi Bacea, antrenorul nostru, s-a dus și a urmărit numai la un singur joc, iar ei au venit și ne-au filmat atunci, ne-au filmat la vreo 4 jocuri de campionat echipa din Dresda. Iar Timi Bacea, antrenorul nostru, s-a dus cu un carnețel și cu un pix și a notat și el, a văzut un joc și s-a notat. Iar ei, cred că ne știau mult mai bine decât am reușit noi să culegem informații despre ei. Deci erau înaintea noastră cu această tehnică de cunoaștere, de studiere a adversarului și acest lucru, pe lângă valoarea lor, probabil s-a văzut după aceea în jocul, în dubla care a fost cu ei. Atmosfera din tribune i-a înmuiat pe mureșeni care au pierdut calificarea pe final de meci. Aripile ASEA-ului au fost frânte după 2 greșeli mari de apărare. Am văzut acolo o desfășurare de steaguri, de tot felul de acestea în tribună, care ne-a lăsat iar, ne-a surprins total. Ne-a surprins total, deci acea manifestare atât de frumoasă, încât am luat golul 3 sau nu știu, golul 4, parcă și Mureșan era supărat, a început să strige la noi că haide mă, ce facem, am venit să ne facem de rușine, nu știu ce. Și am zis, lasă-mă, dar uite-te frumos, uite-te tribuna asta, zic, cum este. Zic, așa ceva, zic, lasă, e spectacol. Acum, dacă e spectacol, cu un gol în plus sau în minus, tot acolo suntem, ne-au eliminat. N-am mai zis nimic, nici muri.
Jocurile din Cupa UEFA au creat frenezie în oraș. Lumea se aduna la stadion încă din orele dimineții, cu oameni cocoțați prin copaci ce împrejmuiau arena sau pe un turn din înaltul căruia se putea vedea întreg orașul. Cele 15.000 de locuri ale municipalului erau mereu insuficiente. De la ora 10 începea lumea să vină pe stadion. În momentul când ajungeam la stadion cu două ore înainte, era stadionul arhiplin, cu oameni în copaci, la tribuna a doua. Chiar s-a întâmplat un eveniment nefericit, că unul dintre ei chiar a căzut la un joc. Din fericire nu s-a întâmplat nimic grav, a alunecat de pe crangă și a căzut jos. Chiar dacă am fost jocuri când am pierdut, adică cu Dinamo Dresda sau cu am făcut meci egală cu AEK Atena, de exemplu, oamenii aceștia au rămas tot timpul lângă noi. Era între, parcă o legătură între echipă și acești spectatori, o legătură pozitivă. Orașul și echipa simbol a comunității erau împărțite între două etnii, română și maghiară, însă trăirile erau aceleași, unite identitar prin spectacolul fotbalului. Indiferent că erau unguri sau români, indiferent, era o unitate fantastică, încurajările erau și hai, hai, haira, era și armata, save of few, sau ăsta, deci nu, când strigau toți aceeași lozincă, sau strigau 5-6 mii hui, hui, ara, și după aceea începea armata, sau hai Târgu Mureș. Pe teren, selecționata română-maghiară a ASEA-ului vorbea ungurește pentru a-și induce în eroare adversarii. Acest min născut din pasiunea populară a fost demontat de Florea Ispir. Este adevărat că vorbeați în ungurește pe teren ca să nu înțeleagă adversarii. Astea sunt bazme, mai sunt bancuri, dar nu era o idee tactică, ca să-i spunem așa. Florea Ispir susține că echipa nu era total aservită surorii mai mare a armatei, Steaua București. Excepție se făcea când primeau un telefon de la centru. Era maniera în care funcționau lucrurile în România acelor vremuri. Totuși, fără oblăduirea armatei, ASEA n-ar fi ajuns atât de sus, poate niciodată. Nu, n-au fost niciodată. Cu Steaua, hai că să zicem, cu Steaua mai erau meciuri când într-adevăr, acum știm toți, mai venea un telefon că, domnule, gata, astăzi este așa. Dar în majoritatea meciurilor s-a jucat și cu Steaua, chiar dacă tare ăsta s-a jucat pe bune. Cum s-a născut acea echipă? Cu jucători tineri și talentați selectați din toate colțurile județului în jurul veteranului Noghi Michi. Așa au ajuns la o echipă fotbaliști precum Ladislav Beleni, Hoinol, Tică Varodi, Pâslaru, Mureșan, Fozecoș și toți ceilalți. Tibi Bone, fostul mare mijlocaș al CCA-ului, a fost orădeanul care a creat ASEA-ul anilor 70-80. Viitorul recordman al fotbalului românesc, Florea Ispir, era o tânără speranță a Stelei, care a ajuns în Târgu Mureș pe filiera relației dintre cele două cluburi militare. Îmi făceam serviciu militar, așa am ajuns aici la Târgu Mureș, spre disperarea lui părintele meu, taică, nu, Dumnezeu să-l ierte, care a văzut că plec din București, de la Steaua, și vin la 300 și ceva de kilometri. Nu-i venea să creadă că am ales această echipă. L-au adus de la Reghen pe Tică Varodi, de la Târnăveni pe Loții Bănele și pe Fozăcoș. Deci în jurul de echipei care rămăsese aici, în jurul lui Țacu, în jurul lui Noignichi, au început să aducă jucătorii tineri. Era Mureșan, vârful de atac. Deci în jurul lor s-a format această echipă. După aceea a venit Grigore Paloma, după aceea a venit Păsnaru, imediat la un an, doi. După ce am venit eu, tot de la Steaua a venit. Tibi Bone a creat un joc specializat pe contratimpul fotbalistic. Echipa își pândea adversarul în propriul teren pentru a-i da lovitura de grație pe contră. Combinația dintre inspirația și erudiția fotbalistică a lui Tibi Bone au creat spiritul ASEA. Niște jucători care au transformat arta contraatacurilor fulger într-o marcă înregistrată a echipei. Eram printre singurile echipe din România, sau printre puținele la ora aceea, care puteam să alergăm 90 de minute într-un ritm mult mai accelerat, mai ridicat al jocului. Era faptul că toți jucătorii, la noi nu era că unul fuge pentru altul sau pentru doi sau trei din echipă. Toți depuneam o muncă extraordinară în teren.
era o dorință, o dorință și o plăcere în același timp de a juca, de a juca fotbal. Florea Ispir, un regățean sadea pripășit pe Mureș, fostul mare libero ilfovean crescut în Ghencea, a devenit fiul adoptiv al unui oraș care a ajuns să-l adore. Reciproc a fost valabilă, întotdeauna. Oamenii aceștia m-au primit atât de bine și m-au făcut să simt parcă eram aici dintotdeauna. Și n-am mai putut. N-am mai putut să plec, nu mai mi-era dor nici de București, de locul unde am fost la junior, am făcut școala profesională în București, am trăit până la 19 ani, vorba aceea, n-am mai putut. M-am simțit atât de bine, m-am simțit atât de împlinit, am văzut că mi se acordă respect, am văzut oameni în jurul meu cu educație, civilizați, am rămas încântat. La Târgu Mureș, Ispir a ajuns la o bornă aparent imposibil de egalat. 485 de partide pe prima scenă a fotbalului românesc. Locul 2 în topul tuturor timpurilor, cu un meci mai puțin decât fostul său coleg de vestiar, Loțu Bălăni, și cu 5 mai puține decât ocupantul primei poziții, Costică Ștefănescu. Eu am aceste jocuri numai sub tricoul ASEA-ului, plus ăsta, deci vreo 3 ani de divizia B, în care s-au mai adunat și acolo. Dacă le luăm pe toate, cu ăsta, eu zic că depășesc pentru Târgu Mureș de 600 de metri, de Cupa României și așa mai departe. Eu am rămân cu satisfacția că aceste jocuri le-am făcut numai sub tricoul ASEA-ului. A existat un duel la vârf între Ștefănescu și Ispir. Fostul ministru al apărării Craiovei, Maxima, a revenit pe teren pe vremea când a antrenat FC Brașov doar pentru a depăși recordul lui Ispir. Fostul libero al Târgu Mureșenilor de Aur a preferat o retragere onorabilă pe vremea când echipa era pregătită de Cornel Dinu. El era la Brașov antrenor și jucător. La un moment dat n-a mai jucat. Eu am ajuns la 485 de metri, era Cornel Dinu, era antrenor atunci la Târgu Mureș. A zis, Florică, ai ajuns, mai vrei, dacă vrei, poți să continui, dar zice, e o vârstă. Am avut și o accidentare urâtă atunci în perioada aceea la picior. Zice, refacerea va fi foarte grea, dar zice, pentru 15 minute, 20 de minute sau o jumătate de oră, vei mai putea. Sau vrei să vii lângă mine pe bancă, să tu ocupi de adevărat. Am zis, Cornele, nu te supăra, eu nu intru ca boxier 10 sau 15 minute, acum să mai fac 15 sau 20 de jocuri. Puteam poate să împing până la 500, să fiu primul jucător care ajunge. Dar zic, e mai bine așa, e mai corect pentru mine și pentru... Nu vreau să păcălesc jocul ăsta care mi-a dat atâtea satisfacții. Bălăni era recunoscut pentru disciplina sa proverbială autoimpusă. La chefuri pleca întotdeauna primul. Excepțiile erau rare, dar nici atunci nu se punea problema exceselor. În teren ne simțeam amândoi extraordinar de bine, ne completam câteodată extraordinar de bine amândoi. Deci a fost un coleg și un om extraordinar. Pentru mine nu am fost prieteni, dar cred că ne-am respectat foarte mult. Eu l-am respectat pe el, iar el mi-a întors cu aceeași monedă, totdeauna. Până că după aceea oamenii pe stradă, nu puteai, dacă ieșeai în oraș, din 5 în 5 metri te opreau oamenii, te felicita, te băteau pe spate, alții să te sărute. A fost ceva incredibil. Această echipă era simbolul orașului, indiferent că era român, că era maghiar, era ASEA Târgu Mureș. Era echipa lui iubită, echipa lui preferată, echipa lui care ar fi dat orice să nu piardă un joc. Politic nu avea nimic. Era echipa de fotbal a orașului care reprezenta orașul și pe oamenii din oraș. Ispir, regățean jet-beget, a deprins invariabil accentul ardenelesc. Motiv de glume când se întorcea în sânul familiei la Vârtejul, localitatea de baștină a lui Nea Florică din județul Ilfov. Și taică-mi și maică-mi a spunea, a început să vorbești cu nou, cu asta mai moale, nu mai vorbeam așa repede acolo, în sus să vorbești un pic mai repede, mai asta, mai altcumva. Devenise mai molcom, mai liniștit în exprimare, în tot. Locurile mereu fruntașe din anii 70, finala Cupei Balcanice din 1973 și aventurile europene, o generație de poveste a primei divizii românești și recordurile aparent de neegalat ale lui Florea Ispir sau Loții Bălănii sunt o parte din cifrele implacabile a acelei povești, realități care vor dăinui în timp între filele de aur ale jocului cu balonul rotund.
Urmașii aveau datoria evocării, recunoașterii și păstrării unei tradiții câștigate cu lacrimi, sânge și sudoare de către predecesori. ASEA-ul a fost uitat în mijlocul străzii și astăzi se prezintă precum un cerșetor nevrednic de milă. Îmi pare rău că, eu știu, au trecut anii, îmi pare rău că stadionul acesta pe care am avut atâtea bucurii și satisfacții și împliniri e din păcate în paragină. Mă doare acest lucru, aș fi vrut să vin în continuare, să stau în tribună, să aplaud și eu la rând cum am fost aplaudat, să încurajez echipa din Târgu Mureș, dar în același timp am satisfacțiile mari pe care le-am trăit alături de foștii mei colegi, zic eu niște ani extraordinari. Am bucuria că sunt încă sănătos, încă în viață, mulțumesc lui Dumnezeu. Mulți dintre colegii mei nu mai sunt, din păcate mulți dintre ei au plecat. Și parcă pe undeva așa o împlinire, că am venit, am rămas la Târgu Mureș, am lăsat ceva aici la Târgu Mureș în urma noastră. Cine a fost? Un jucător la ASEA. Da, a fost mare? Da. Și de ce crezi că arată așa stadionul ăsta? Pentru că nu a fost îngrijit. Nu era nimeni. Și frumos? Nu. Nu, așa-i? Nu. Mai bine făcea stadionul ăsta decât să... Nu era mai ușor. Ba da. Da, vedeți? În mintea copiilor, nu? Da.